Un băiat de un an a fost transportat de elicopterul SMURT la spitalul de Aș din București. O clipă de neatenție a fost suficient ca băiatul să tragă de fața de masă, iar oala cu supă să se verse pe el. Copilul a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe 20% din suprafața corpului. Duminica, în jurul orelor 12:30, la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență din Salău, a fost adus un pacient de un an din Salău, prezentând o arsură termică prin lichid fierbinte de gradul 1 și 2, pe aproximativ 20% din suprafața corporală. Pacientul a fost stabilizat la unitatea de primire a urgențelor, după care a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București.